Aquapark în loc de parc public. Consilierii locali din Cluj-Napoca au aprobat construirea unui aquapark pe 12 hectare de teren din oraș, fără nicio dezbatere publică în prealabil și chiar dacă peste 3.000 de clujeni au semnat o petiție prin care se propune realizarea unui parc natural pe acest teren. Zeci de cetățeni au fost prezenți și la ședința Consiliului Local pentru a se opune ridicării aquaparcului în acea zonă din oraș. Conducerea primăriei și aleșii locali nu au ținut însă cont de nimic și au aprobat indicatorii tehnico-economice ai acestei investiții, estimate la 200 de milioane de lei. Ca o consolare, primarul Emil Boc promite că va păstra cât mai mult din actuala zonă verde. Veți vedea că acest proiect urmărește o situație minim invazivă din perspectiva zonei verzi pe care o avem. Altfel spus, spațiile verzi vor avea circulație publică nelimitată din zona destinată aquaparcului de 8,8 hectare, restul până la 12, repet, este parcarea, 6,7 hectare sunt spații verzi. Cei care doresc amenajarea unui parc natural pe cele 66 de hectare sunt contrariați de decizia aleșilor locali, mai ales că în 2013 același primar Emil Boc promitea realizarea unui parc în această zonă. Este o zonă cu biodiversitate bogată, sunt 67 de specii de păsări acolo, am văzut cu ochii mei căprioare, sunt vidre acolo, sunt iepuri, sunt veverițe. De ce să nu o păstrăm ca atare? Înainte de a se decide acest amblasament, câte studii s-au făcut cu alte locații care să deranjeze mai puțin? Consilierii locali PSD au propus amânarea acestui proiect. Propun să amânăm acest proiect încă o lună, timp în care să mai avem 10 asemenea întâlniri, pentru că această decizie ne va afecta nu pe câțiva ani, ci pe mulți ani de acum încolo. Hotărârea a fost însă aprobată de majoritatea consilierilor.